prezidenții care aduce cu jecelor încă o dată posesia. Una intervenție pentru Orban. Bălăcean. Johnson. Și mai departe, acțiunea curge frumos până la Stamate. Stamate, excelent, o vede acolo pe un bar care se mânduiesc, da? Primește îngrijiri medicale acolo. Am Mitri, jucătoare ce a intrat de ceva, de câteva minute. Așa, boxează și pot pleca pe un atac periculos către din Cluj. Foarte bine, capitanul echipei din Mircu, așa, atenție. Zabur, Zabur nu scapă minge în afara terenului, încercă să țină de minge, de bea acum balonul iese și a rătă de la margine pentru... Departe. Bine, aici aveau și o scuză, că încercau să-și recapete acolo locul de teren. Zoche, pică închisă în faza asta, găsește pasă pe Nurita Mitri, luată pe sus acolo, între două jucătoare, corner, șut. La colțul lung cu interiorul Herzeg, destul de mult, dar și portar l-a anticipat direcția și a împins din picioare ca să ajungă în plăjunul acela la mingea, care cred că se ducea în plasa, plasa laterală acolo, pe interior, evident. Șut foarte bun Herzeg, cine la prima execuție a avut și bară. Ce șut din Andrei Herzeg. Da, Bălăceanu, dar poate jucătoarea cu cea mai mare viteză de la echipa din Cluj. Frumoasă și mai departe. Soche încearcă să-și facă lucru cu șut cu dreptul. Rămâne la minge. Antal. Departe. De acest sezon, Petre Cura a declarat că obiectivul lui e ca echipa lui doar să intre în play-off, ci și să începe podiu. Și lucrul acesta s-a întâmplat. Destul de simplu părea la prima vedere pentru Balog. Cred că a fost o mică ezitare a ei, ia să vedem. A fost oare emoție aici? Un pic. Bine că măcar cu genunchii acolo a reușit să protejeze poarta. Mingea îi scăpase din urmă. Am văzut că a fost ceva neregulă, dar pe această regulă întâlnită de colegii mei, mi-am dat seama că a fost aproape de o mare greșeală. Frumoasă trecere, Ciolacu încearcă o pasă pentru Marcu. Mingea mai departe. Asta, doar că aleagă admirabil jucătoarea ce tocmai a intrat și cu un plus de energie, dar pasa e interceptată. Rita Mitri mai departe la Orban, nu s-a înțeles acolo cu echipiera ei și încă o dată ne-a reușit intercepția. Finală frumoasă, rămâne în continuare, spectaculoasă, Clujul încearcă să dea lovitura. Bumbar, dar este excelent de acolo, zicar de fiul a apreciat corect. La locul lui, balonul respins, Stamate și Lindal au ajuns la înțelegere. Balonul trimis departe, minutul 88, ne apropiem de prelungiri. Că acolo cu succes. Rita Mitri văd că rămâne în atac împreună cu Soche, iar de la Senteș se speră să completeze acest trio. Hai să vedem această acțiune. Acțiune, o pasă ratată, se pleacă cu Ciolacu, zonă bună de a combina.
acolo, încep o pasă lungă, dar excelent plasată